Eco Monitor. Vocea Basarabiei îți spune ce trebuie să știi despre natură și mediu. Eco Monitor. De luni până vineri cu Alex Nistiriuc. Stimați radioascultători, bine ați venit la Eco Monitor. Astăzi vom vorbi despre împădurirea Republicii Moldova, fermele de carbon și resursele nevalorificate în economie. Eco Monitor. Pentru început am întrebat locuitorii capitalei dacă au propuneri pentru a sugera reprezentanților statului de a îmbunătăți starea mediului înconjurător. Eu să cred că statul trebuie să stimuleze persoanele care folosesc automobile pe energie electrică, întrucât nu trebuie de invitat ceva nou, ci de folosit, că în unele țări sunt în proiecte unde, de exemplu, se scade taxa pentru aceste persoane care folosesc aceste automobile, de mărit numărul de stațiuni pentru încărcare și de pus diferite oferte posibil de schimb automobilul vechi care pe benzină, pe automobil electric cu poate cu un pic de reducere sau diferite oferte pentru persoane care doresc să-și cumpere un automobil nou. De exemplu, luați un automobil electric și statul cu un pic vă ajută. Nu e necesar ajutor enorm, pur și simplu destimulat populația pentru a trece la energie electrică. Astfel economisăm nu doar energia, ci și ajutăm mediul, îl păstrăm un pic. Pentru a stimula populația din Republica Moldova pentru îmbunătățirea mediului ambient, ar trebui de efectuat mai multe proiecte pentru mărirea tomberoanelor în oraș, și nu doar în oraș, adică și în suburbiile, satele din Republică. Ar trebui încă și mai multe proiecte de elaborat cu gunoieștile din întreaga țară, pentru ca oamenii să aibă unde să arunce toate deșeurile. Când, de exemplu, când demolează o oarecare casă, toate materialele de construcție deja utilizate, gunoiul ăsta să-l recicleze în alte materiale de construcție pentru construirea unui nou bloc locativ sau pentru alte necesități. Părerea mea, să începem, adică eu ca șofer, aș fi, părerea mea, adică îți dau un sfat, să scadă prețurile la devamarea mașinilor hibrid, electrice. Ca omul să fie interesat, procure o mașină de ani mai nouă, electrică, care respectiv nu poluează aerul, mai ieftin, dar în varianta, în cazurile noastre, omul e nevoit să iei o mașină mai ieftină, diesel, vai de capul ei, care avem și avem, poluează aerul și natura și... Eu aș spune că încă mai larg să stimuleze trecerea la energii regenerabile ca panele solare sau pe vânt, ca să producem energie electrică la noi acasă din sursele care le avem noi. Așa să consumăm mai puțin combustibili fosili și respectiv și poluarea să fie mai mică. Propune să fie construită o fabrică de prelucrare a deșeurilor. Asta ar fi o soluție foarte bună, pentru că nu s-ar mai depozita deșeurile în, așa cum se depozitează acum, pe pământ gol și care după fiecare ploaie tot ce scurge din gunoaie se duce în pământ, se duc în apele subterane care vin înapoi, tot noi le consumăm. Dumneavoastră sunteți pentru incinerarea și coincinerarea deșeurilor sau nu? Incinerarea, dar incinerarea corectă într-o fabrică modernă care nu le incinerezi și dai în spațiu mai mult decât atunci nu mai este niciun folos de la incinerarea aceea. Să fie corect făcută, modern. Să nu elimine gaze nocive pentru atmosferă. Ecologia, parte din educația pentru viață. Parte din educația pentru viață. Stimați radioascultători, continuăm emisiunea Ecomonitor. Astăzi, după cum am spus în debutul emisiunii, discutăm despre împădurirea Republicii Moldova sau fermele de carbon, un nou concept al Uniunii Europene, un lucru care este foarte bine promovat. Discutăm astăzi cu doctorandul în economie, Denis Roșca. Bună ziua și bine ați venit la Ecomonitor! Bună ziua, mulțumesc mult de invitație. Deci, pentru început, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, un nou concept, ferme de carbon, ce presupune acest concept?
este plantarea de păduri private. Nu trebuie să ne sperie acest lucru, prezența pădurilor private. De exemplu, în Finlanda, marea majoritate a pădurilor sunt private, unde fiecare persoană care are un surplus de resursă să poată investi în propria pădure, să aibă venituri mult mai atractive decât dobânda bancară, respectiv să fie pădurea care am plantat-o eu să-mi aparțină și pe lângă masa lemnoasă care va crește în timp, persoanele să dețină dreptul să vândă cota de oxigen pe care o produce această pădure. Procedura este destul de agreată pe plan internațional conform acordului de la Paris din 2015, respectiv omul își certifică pădurea care are o anumită capacitate de producere oxigenului. Pădurile produc mult oxigen în perioada de creștere. Pădurile care sunt vechi, bătrâni, ele produc mai puțin. Respectiv, omul are dreptul să vândă, nu contează că este vorba piața locală, piața internațională, și să aibă venituri suplimentare. Calculele arată că în funcție de soiul plantației, veniturile ar fi minim $50 per hectar pe an, maxim $250 per hectar pe an. Respectiv, investiția în pădure ar fi de vreo 5 ori mai atractivă decât dobânda bancară la ziua de azi. Haideți să vedem totuși ce presupune acest mecanism. A planta păduri, cunoaștem cum se face, dar a vinde oxigenul, cu el putem, spre exemplu, să-l vindem? Inițial se face o comisie, comisia poate fi și internațională, care să verifice suprafața și sunt mecanisme de măsurare a consumului de carbon din oxigen, după care se eliberează un anumit certificat unde spune că pădurea ta consumă atâtea tone de carbon pe an. După care tu poți să vinzi acest lucru la o bursă obișnuită sau, după caz, la moment monopolul asupra acestui proces îl are guvernul. Guvernul vinde, conform protocolului de la Kyoto, țările care consumă, produc mai puțin dioxid de carbon decât consumă, au dreptul să vândă la mari producători. La moment, autoritatea sau monopolul îl are doar statul, dar aici noi vorbim ca statul să permită ca fiecare antreprenor sau investitor să poată vinde ceea ce produce el individual. Respectiv, să admitem, este o întreprindere care din industrie murdară, metalurgie, ciment, petrol și așa mai departe. Ei plătesc taxe enorme pentru poluarea mediului. Însă, în momentul în care el are o înțelegere mutuală cu un proprietar de păduri sau singur investește în păduri și el, de exemplu, murdărește cu X tone, poluează cu X tone de carbon aerul. Dar, totodată, investiția sa în pădure curăță aerul cu un echivalent de tone de carbone. Atunci iese că la sfârșit de an el nu este dator să plătească anumite taxe de poluare, când de fapt el este neutru în punct de vedere a carbonului. Asta poate utiliza un investitor terț sau nemijlocit marile industrii. Adică cât produce carbon, investește în producerea oxigenului, ca să înțeleg corect. Exact. Și beneficiul mare la această investiție este dublu. Primul este masa lemnoasă, care în timp oricum crește și masa lemnoasă este materie primă, inclusiv pentru industrie, dar și pentru încălzări. Dar totodată este și acest venit anual din cotele de oxigen sau carbon, cum doriți să le numim. Mm-hmm. Am înțeles. Există state unde deja acest lucru se practică? Este, de fapt, o înțelegere și o directivă la nivel de Uniunea Europeană. Se insistă foarte mult pe această procedură. În plus, Uniunea Europeană introduce taxe suplimentare pentru industriile murdare, pentru ca să... Poluante să se distanțeze de Uniunea Europeană și vor fi taxate cei din exterior, însă Rusia este destul de avansată la acest capitol, au ajustat legislația, Ministerul Finanțelor deja a creat mecanismul de compensare și de gestiune financiară pentru ca să nu fie întrebări la componenta plata impozitelor și taxelor. Da, Rusia, datorită suprafeței pe care o au, ei au șansa, datorită acestui proiect, să obțină mai mulți bani din exportul de oxigen decât din exportul de gaze naturale. Ca sumă, investiția nu este problemă, că în Moldova resurse sunt. Conform practicii internaționale, minim 25% din suprafața țării ar trebui să fie împădurită pentru un bun ecosistem.
raportat la Republica Moldova, ar fi circa 1 milion de hectare. Păduri, pământuri sunt, fie că e vorba de pământurile abrupte, fie că este vorba de pământurile private, deoarece investiția în astfel de pături este mult mai rentabilă decât în investiția în același grâu. Mm-hmm. Pentru că randamentul este, veniturile sunt mai mari, în plus veniturile anuale ar fi mult mai mari decât la grâu. Și în plus are loc și diversificare, pentru că sub aceeași procedură pot trece și livezele, pentru că el tot producă destul de mult oxigen. Plantațiile energetice, cum ar fi salci energetic, propriu energetic sau salcâmul, ei la fel pot, însă aici de deja sunt limitate prin lege că ele sunt plantate pe pământul cu bunitate sub 40. Deci are loc valorificarea așa terenului care nu sunt utilizate în domeniul agricol, respectiv nu sunt scoase din circuit, nu există riscul pentru independența alimentară a țării. Există șansă ca Moldova să devină mult mai împădurită cu zerurile din partea statului. Și astfel noi devenim și neutri din punct de vedere carbonului. Dar la noi nu, la noi situația este destul de ok cu componenta. Nu, eu vorbesc că dacă acest principiu s-ar introduce, iată cum Uniunea Europeană dorește să se introducă principiul ăsta de ferme de carbon în mai multe state, am putea chiar și să influențeze asupra schimbărilor climatice. Pozitiv. Un plus mare ar fi că după o perioadă de timp când ai împădurit 25% din suprafața țării, atunci foarte ușor poți trece termoelectrica pe biomasă, pentru că ai destulă materie primă fără să pui sub un anumit risc ecosistemul, pentru că să încălzești termoelectrica timp de un an în bază de plantații energetice și îți trebuie undeva 83.000 de hectare. Dar noi vorbim aici de 1 milion. În respectiv este mult mai mult decât avem nevoie. Moldova s-ar putea încălza nu pe gază, dar pe bază de biomasă. Și aici ar crește și procentul de împădurire Republicii Moldova? S-ar soluționa de la sine și problema pădurilor este comunale? Da. Bineînțeles, calitatea aerului, bineînțeles, o să crească. Fiecare persoană ar avea sursă suplimentare de venit cu o investiție inițială, unde nu este nevoie să-ți cumperi tractoare suplimentare de prelucrare, ele pădurile cresc cum au stilul lor de crește și nu este nevoie de multe investiții suplimentare. Respectiv, persoanele din toate vârstele sau persoanele venite din diaspora care au anumite resurse, poate să facă o investiție unică și după care să beneficiezi anual de anumite plăți, doar să odată în an să fac vânzările, să participe la anumite licitații. Pentru că spuneți că Rusia este dezvoltată din punct de vedere a fermelor de carbon, ce puteți să ne spuneți? Bănuiesc că a studiat subiectul. Da, ei sunt printre cei mai mari exportatori de metalurgie, ciment, cărbuni, gaze, respectiv nimeresc în anumite limitări sau suprataxări datorită faptului că sunt poluanți. Și au găsit oportunitatea pentru ca să micșoreze taxele care le-au nevoie de plătit, deoarece vor, în momentul în care vine taxa, ai poluat cu atât. Însă ei aduc aceiași investitori, aceiași producători, creează plantațiile, ei spun, dar noi am produs bioxid de carbon. Și echivalent cotațiile la nivel cantitativ, nu la bani, dar cantitativ. Adică să faci comparație, noi am produs atâta bioxid de carbon, iată am investit, avem păduri așa suprafață și așa calitate, care emană atât oxigen. Și în cazul în care ei demonstrează că au ajuns la nivel neutru, suprataxarea nu îi afectează deloc. Permite asta legislația din Rusia? Da, deja ei sunt destul de avansați la acest capitol, deoarece alte șanse să devii concurențial cu atâția producători pe plan global, suprataxarea la orice cantitate ea îți micșorează din profitabilitate. Însă aici, în cazuri când taxa este, de exemplu, $50 per unitate, iar investiția pentru ca să produce aceeași cantitate de oxigen este doar 7, înțelegi rostul că este de 7 ori mai ieftin să îți faci propria pădure. Și în timp te-ai asigurat cu o investiție unică la ziua de azi să economisești sume enorme de bani.
ce am trebuit să facem în condițiile Republicii Moldova. Deci, aceste cote nu ar trebui de ele să ocupe guvernul sau cum? Statul trebuie să schimbe legislația unde să permit valorificarea cotelor să aparțină însăși proprietarului pădurii, să lege cota de oxigen de proprietar. Atunci fiecare investitor ar avea dreptul să își certifice propria pădure și să participe într-o piață internațională în comercializare, dar cel mai interesant este că este nevoie de făcut notă de multe schimbări. Sunt la Banca Națională și cel mai mult la Ministerul Finanțelor în colaborare cu Ministerul Mediului. Aici doar sistemul fiscal să permită valorificarea acestui activ care îl ai să fie dedus din cheltuielile pe care trebuie să le suporți. Din punct de vedere tehnic, asta nu este cel mai greu. Să faci o anumită formulă care se aplică, dar certificarea de mult este calculat cât oxigen produce o anumită pădure de anumit soi cu anumită densitate. Să aplic formula, să uit după numele cadastrale și respectiv aceste lucruri, ca și procedură, nu este atât de mult. Și poate fi chemat oricare comisie, pentru că cel care este de bună credință nu se teme nici din control. Cât de mult interesant va crește interesul pentru plantare? În Republica Moldova, cei mai interesați de plantare sunt cei de la Moldsilva, organizațiile de mediu, de asemenea avem organizații care sunt serioase și plantează serios, și ceilalți noi care nu avem, spre exemplu, tangenți cu mediu, dar plantăm o dată pe an, atunci când ne cere de la serviciu. Cred că puterea exemplului este cel mai important. În momentul în care se vor găsi câteva exemple de succes intens mediatizate, de exemplu, vine o persoană, revine din pisticotare o persoană sau un businessman local, investește în pădure și după primul an lui îi se plătește o anumită sumă, el are posibilitatea să vândă. De exemplu, uzine de ciment îi vinde cota sa de oxigen și lui se vine în cont prima tranzacție. Mediatizarea la 2-3 astfel de istorie de succes va atrage așa de multe investiții și fiți sigur că toată lumea poate calcula banii și fiecare o să facă analiză personală să vadă gradul de risc, care este minim, cheltuielile investiționale, care nu sunt atât de multe, și stabilitatea investiției. Investiția într-o pădure, ne dăm seama că este vorba pentru 10 de ani sau chiar să fie transmis drept moștenire pentru următoarele generații. Asta ar fi una din cele mai rentabile investiții și cele mai sigure din Republica Moldova. Nici măcar banii la bancă nu ar fi atât de siguri. Dar la moment să fac anumite calcule, spre exemplu, iată, în situația în care suntem, cotele, cine îi hotărăște care este partea noastră de cotă? Să fac comisii din ecologiști care spun, dar bineînțeles că și mulți ilvași fiecare știi copacul, diferite soiuri de copaci. Da, au capacitate diferită. Da, capacitate diferită. Cea mai mare din, la momentul are paulonia, dar plantațiile energetice, ele în general se orientează la 30 până la 45 de toni pe hectar pe an sunt creșteri de masă. Dar cunoaștem legile în pădurire, cât dioxid de carbon consumă, atâta iese la ardere. Respectiv, un hectar de exemplu, plop energetic sau salce energetic ar consuma până la 30 de toni per hectar pe an. Sunt calcule, funcții de densitate, dar se uniformizează sistemul de plantare. Nu va fi o problemă în a identifica cât fiecare are dreptul să ceară pentru producția sa. Și este partea cea mai interesantă, că este un export suplimentar din Republica Moldova fără a avea cheltuieli pentru vămuire, ambalare, transport, necesități de a face marketing, de a căuta clienți, pentru că cererea este mult mai mare decât oferta existentă. Chiar dacă o să împădurim toată Republica Moldova, noi nu o să asigurăm toată cererea care există pe piață.
Domnule Roșca, vreau să întreb, da, primăriile, pentru că primăriile din Republica Moldova în ultima perioadă sunt foarte exemplare la implementarea anumitor proiecte, ci ține de infrastructură, ci ține de ecologizare, de înverzire a localităților. Ce pot să facă primăriile în această situație? Da, bineînțeles. Primăriile, ele resurse investiționale nu prea au, dar ar putea utiliza alte categorii de buget pe care le dețin. Fiecare primărie are anumite alocații pentru persoanele care se declară social nevoiași sau sunt în lipsa unui loc de muncă, dar vor să se hrănească. Este și normal statul să ajute oamenii. În astfel de cazuri, primăria, primarul ar putea spune, stimați cetățeni, noi de azi nu mai dăm alocații, în schimb vă dăm în mână un contract de achiziții. Asta ar însemna, noi de la voi, începând cu anul viitor, vom cumpăra, de exemplu, puieți pentru împădurire. Ce cantitate produceți, acea cantitate vă aducem. Fiți buni, începând cu anul ăsta, strângeți caștani, nuci, ghindă și creșteți acasă puieți. Ne aduceți 1.000, cumpărăm 1.000, ne aduceți 100.000, 100.000 le cumpărăm. În felul dat, persoanele care lucrează capăt bani. La moment banii sunt gratuiți și se cheltuie alți bani pentru a crește acești puieți, dar atunci noi excludem o anumită categorie de cheltuieli și plătim omului per unitate produsă. În cazul dat se combină, dar noi, ca să înțelegem, este vorba de per total minim 3 miliarde de lei pe an. Astea sunt calculele făcute de dumneavoastră. Da, astea sunt banii alocați în CNAS. Din 29 de miliarde, alocațiile pentru astfel de categorii sunt cam 3 miliarde. Sunt bani care noi i-am direcționat, omul oricum are ce mânca, că noi banii dăm, dar îi dăm în schimbul la ceva, nu îi mai dăm gratuit. Atunci are loc împădurirea în terenurile degradate, în orice categorii care sunt disponibile în primărie. Sunt categorii de persoane care ceva nu au posibilități sau nu vor să le facă, sau vor să câștige suplimentar. Ei le se dau bani deja nu pentru puieți, dar le se dau bani per groapă, săpată, pentru împădurire. La moment ei nu fac nimic și capătă 5.000 de lei sau 5.600. Dar atunci, pentru acești 5.000 de lei, de exemplu, ai de săpat 500 de grope pe lună. Sau vrei să capiți mai mult bani, sapă mai mult, 100% din ceea ce tu faci, ți se plătește. În cazul dat, se rezolvă încă o problemă națională, împădurirea sectorială, pentru că noi, când vorbim de pădurile private, ele se vor face pe terenul care este convenabil investitorului. Pe terenul care este convenabil primăriei sau statului, se va face deja din banii care oricum se cheltuie în ziua de azi. Dar în plus, noi vom avea și un grad de împădurire și se vor mai preveni anumite dezastre, cum ar fi alunecările. Da, este soluție și în cazul dat, se vor fi creștere de păduri și publice care pot utiliza exact aceeași procedură, vânzarea cotelor de oxigen după aceeași formulă. Important este să fie legat cota de proprietar. Ca să înțelegem, aceste credite de carbon îi primesc doar țările semnatare la protocolul de la Kyoto. Da, dar cine încurcă nou, să, noi doar suntem adepți la acest lucru, nu suntem foarte integrată. Da. Noi avem dreptul să vindem, în ziua de azi chiar vindem cotele, însă eu propun noi să majorăm exporturile de oxigen și să mărim totodată veniturile individuale a persoanelor. Cum aici, cred? Da. Aici se formează o nouă sursă de venit individual doar prin modificare la anumite legislații. Investiții din partea statului este zero. Conform unor date pe care le-am găsit, iată, doar în 2010 sau 2011, cifra a fost de aproximativ, pieței de carbon a fost de aproximativ 175 miliarde de euro. Eu vreau să vă întreb cât de ușor vom convinge, poate fi convins populația cu ce se merită. A spus da, prin exemple, dar eu cred că aici ar trebui o campanie serioasă. Da, dar uitați-vă, sunt... Sau lucrul ăsta trebuie să-l ia în mână statul? Nu. Cât mai puțin simplu și statul, cu atât mai bine să fie pentru toți. Dacă ne uităm, sunt și proiecte în domeniul ecologic-energetic, cum ar fi stațiile fotovoltaice. Da.
ele merg fără stat, ele merg pe curaj propriu, chiar dacă nu erau specialiști în domeniu. Între timp s-au recalificat. Aici doar este nevoie să se arate oportunitatea și să se arate calcule. La voi rentabilitate, de exemplu, anuală poate să fie 40-50% a investiției. Controlul asupra procesului va aparține la nivel de 100%. Nu există un intermediar care să vă cumpere, să le vândă, să creeze tot felul de privilegiați sau liste negre. Aici voi dețineți controlul asupra activului care îl aveți. Și, bineînțeles, primele achitări, dar și invitarea de experți internaționali și arătarea de proceduri, nemijlocit transferul în cont o să fie argumentul cel mai puternic pentru investițiile în următorul an. Prieteni, ascultați Ecomonitor, vorbim despre fermele de carbon. Domnule Roșca, totuși, așa, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, care sunt beneficiile acestui proiect? Despre care eu consider că este un proiect revoluționar ar fi pentru Republica Moldova. Da, în primul rând o să schimbe foarte mult calitatea aerului. Dacă la moment Moldsilva are circa 400.000 de hectare de împăduri, noi vorbim de împădurire până la standardele europene care ar ajunge la 1.000.000 de hectare, calitatea aerului în toată Republica Moldova se va îmbunătăți cu mult. Da? Ar fi la nivel 250% față de indicatorii actuali. Calitatea aerului, primul. După care este surplus de materie primă pentru tot ce înseamnă industrie. Noi vorbim, în primul rând, industria construcțiilor, dar și rezerve enorme pentru industria mobilei. De exemplu, se poate ușor deja de chemat investitor pentru a crea USB, USB sau alte materiale de construcții care, sau hârtie care au drept materie primă masă lemnoasă. Asta este noi investitori și un grad suplimentar de independență a economiei. Micșorare de importuri, creșterea produsului intern brut în bază de producție autohtonă. Din legile naturii noi aflăm cât este mai împădurită o anumită țară, cu atât precipitațiile sunt mai bune. Riscul, da, cum se spune, pădurea atrage ploile. Da, riscurile privitor la secetă sau roadă slabă din cauza lipsei precipitațiilor vor scădea enorm. Atunci Republica Moldova va beneficia de un grad sporit de roadă pentru toți care se află la periferia pădurilor. Acest lucru, bineînțeles, că iarăși este benefic. Oamenii vor avea posibilitatea să investească undeva sigur și respectiv în circulația locală vor rămâne resurse importante de bani a oamenilor care au reușit să facă niște rezerve. Deci, dar pe lângă toate astea, noi trebuie să înțelegem că însăși procesul de plantare este generator la 10.000 de locuri de muncă noi. Pentru că cineva crește puieți, cineva plantează, cineva transportă, cineva, după caz, dacă este vorba de livadă, altoiește. Însăși, întreaga infrastructură, ea rezolvă foarte multe provocări. Toată lumea este implicată și se formează acele locuri de muncă, se plătesc acele salarii, se măresc încasările bugetare prin plățile salariale, vorbim de impozite și așa mai departe. Economia toată devine mai vie, deoarece în țară vin cantități foarte mari, noi vorbim la nivel de sute de milioane de euro, fără a exporta ceva. Noi căpătăm o sursă nouă de venit pentru mare majoritatea populației. Ca să înțelegem că 25% din fiecare localitate din Republica Moldova ar trebui să fie împădurită. Dar ca să faci asta în localitățile cu mii de hectare, acolo este vorba de planta, nu știu, iarăși mii de hectare. Este foarte mult de lucru, dar și foarte benefic pentru tot. În plus, dacă vorbim de ecosistem, apar noi surse de venit. De exemplu, odată cu împădurirea, în funcție de soi, bineînțeles că se fac la nivel științific cu soiurile necesare pentru fiecare categorie de teren, dar și atunci fauna își revine, dar apar noi surse de venit odată cu înflorirea. Flori de măcieș care pot fi utilizate în, de exemplu, servicii ecosistemice, da. Vorbim de plante medicinale. Plante medicinale care dezvoltă o nouă sursă de venit pentru anumite industrii și o bază de materie primă stabilă, importantă. Țara se dezvoltă și această materie primă este mult mai profitabilă, mult mai, cu un ados comercial mult mai ridicat decât
agricultura tradițională. Deci să nu ne sperie faptul că o anumită cantitate din suprafața agricolă va fi scoasă din uz, în schimb, prin surplus de precipitații, va crește productivitatea per hectare. Deci independența alimentară rămâne stabilă, dar adaosul comercial din investițiile existente este multiplicat. Dacă ne uităm și în România, regiunile muntoase, regiunile cu păduri, sunt mult mai bogate decât regiunile care sunt agricole. Este o realitate care funcționează, pur și simplu. Asta trebuie să înțelegem. Prieteni, punem punct primii părți a emisiunii, revenim după generic. Ecologia, parte din educația pentru viață. Parte din educația pentru viață. Prieteni, am revenit în studiu, vă reamintesc că discut cu Denis Roșca, doctorand în economie. De asemenea, vreau să discutăm în continuare despre resursele care nu sunt valorificate în economie și pot fi utilizate în urma cărora doar să câștigăm. Da, într-adevăr, Republica Moldova are milioane de tone de resurse nevalorificate pe teritoriul țării și este păcat, deoarece asta duce la necrearea unor locuri de muncă și respectiv devenim foarte dependenți de factori externi. Duce la poluarea mediului, într-un fel, dacă e să vorbim despre unele. Da. De exemplu, dacă am luat deșeurile menajere, la moment vorbim de deșeuri menajere, unde studii spun că sunt 1,2 milioane de tone, altele vorbesc de 1,5 milioane de tone. Capacitatea lor calorică, care este? Conform statisticii internaționale, se vorbește 4 kg de deșeuri este echivalent cu 1 kg de petrol la capacitate calorică. Asta ar spune că deșeurile din Republica Moldova, dacă ar fi transformate în agent termic, prin ardere, incinerare, ar ajunge pentru încălzirea integrală a municipiului Chișinău, care reprezintă și 20% din total de electricitate produsă pe teritoriul țării, cu 0 lei cheltuieli, cum ar fi, deoarece, în primul rând, s-ar economisi foarte mulți bani pentru transportarea deșeurilor, deoarece ar fi în Chișinău, dar totodată ar fi și curățirea mediului. O să apară multe întrebări legate de calitatea aerului. Noi trebuie să înțelegem, în regim normal, arderea deșeurilor se face la temperaturi mai mari de 1100 de grade, care duce la descompunere moleculară a tuturor substanțelor, respectiv nu mai are loc poluarea și prezența filtrelor calitative permite ca să curăță destul de bine calitatea aerului. Trebuie să înțelegem, în Japonia sunt 23 de stații de incinerare, nu reprezintă pericol, sau vorbim de Austria, unde stația este chiar în centrul orașului, nimeni în jur nu simte. Alte țări, precum Suedia, importă deșeuri pentru ardere. Tehnologia permite ca aerul să fie curat. În felul dat, închipuiți-vă câte miliarde de lei Republica Moldova nu le-ar scoate din țară pentru a plăti gazele. Atunci pe nimeni nu ar interesa care este prețul la bursă, deoarece nouă nu ne trebuiește să ne intereseze prețul la bursă la gazul tehnic, în cazul dat vorbim, deoarece noi avem posibilitatea să ardem deșeurile noastre. Asta este doar o componentă. Aici este deșeurile menajere care le produce casa. Dar care mai sunt? Sunt deșeurile industriale, cum ar fi fabricile de suc, zootehnici, vorbim de deșeurile agricole, toate tipurile de semințe, pai din regiune. Și mai este o altă resursă foarte mare de milioane de tone, sunt pârloagă, ele se numesc conform definiții, sunt viile și livezele vechi, scoase din uz, care în Republica Moldova, dacă ne uităm după statistică, sunt 38.000 de hectare, sunt raportat în kilograme, este 1 milion de tone, care la moment nu este valorificat. Câți oameni ar fi antrenați în scoaterea lor, prelucrarea și respectiv vinderea către termocentrală? Pentru că ați spus deșeurile din casă, hai să spunem, da? Atunci ar trebui ca totuși cetățenii să sorteze deșeurile. Asta nu ar, știu eu, aduce doar beneficii. Da, ar duce beneficii pentru sectorul industrial, dar ținând cont conform morfologiei deșeurilor în Republica Moldova, doar 13% din deșeuri sunt reciclabile. Vorbim plastic, sticlă, hârtie, însă marea majoritate este un deșeu biologic care merită să fie cumva prelucrat. Statele dezvoltate au ales incinerarea și nu contează că se numește statul Statele Unite sau alte țări, deoarece este varianta cea mai simplificată de a
preveni alte intoxicări, cum ar fi aerul sau apelor freați din cauza că stau undeva. Pentru că vă place tot timpul să calculați, sunt scumpe aceste stații, cât de scumpe sunt, la sigur sunt scumpe, cât de scumpe sunt aceste stații? Ele costă sute de milioane de dolari, însă noi trebuie să înțelegem un lucru. Investiții din partea statului poate să fie la fel 0 lei. Deoarece asta reprezintă o investiție a unui agent economic sau unei societăți pe acțiuni cu mai mulți proprietari, care sub risc propriu își formează această investiție, se transformă în business pentru a vinde energie electrică sau agent termic în sector. Dacă vorbim Chișinău, agentul termic reprezintă miliarde de lei anual vânzări, plus energie electrică, iarăși miliarde de lei. Deci nu ar fi o problemă pentru Republica Moldova, este nevoie doar să se facă o anumită licitație, cum de fapt este pe întreaga lume astfel de practică. Nu statul, nu statul trebuie să ocupe cu industrializarea țării, pentru că de obicei ele nu este eficient. Businessul. Da. Businessul sub risc propriu, statul doar creează standardele universale pentru normele ecologice care trebuie să funcționeze și să verifice minuțios că acest lucru să nu se încalce. Deci, în opinia dumneavoastră, în cazul realizării acestui plan, nu vom cheltui atât gaz, adică, într-un fel, lucrul ăsta va influența salvator asupra economiei naționale și asupra dependenței noastre de gaz rusesc, hai să spun. Da, și atunci Republica Moldova nu va putea fi atât de mult șantajată cu gazul tehnic, deoarece chiar nu se ne interesează care este prețul. Doar țările foarte bogate își permit luxul să încălzească tot doar cu bază de gaz. De obicei se valorifică toate resursele interne de energie regenerabilă, toate se arde tot ce poate să arde de pe loc și doar cei ce nu-ți ajunge, imborța. Domnule Roșca, v-ați referit la peste hotare. Povestiți-ne despre experiența. V-ați menționat chiar într-un oraș este situată o asemenea stație în centrul orașului. În Austria, în Viena, da. Deci, sistemul de filtru este mai mult, crede mai multe etape. Primul este sistemul de filtrare electric care ionizează, după care este filtrul mecanic și el are peste 90 și ceva procente gradul de curățare a aerului, iese mai mult CO2 și abur de apă, el însă substanțele toxice, cum ar fi plumbul sau altele, sau sulful, ele sunt neutralizate. Există practica care curăță surplusul de sulf printr-un amestec de apă cu piatră, să-l numim var, care, prin care trece sulful și se produce o nouă substanță, material de construcții, gips, prin sulfurizarea calciului, astfel se mai creează și alte efecte pozitive pentru economie, producere de noi substanțe la temperatură într-un mediu chimic favorabil. Dar este știința aplicată fără să fie nevoie să scoți din subteran suplimentar anumite cantități de substanță, pentru că extragerea din subteran nu tot timpul are efecte pozitive asupra mediului înconjurător. Însă, dacă vorbim de Singapore, același, este foarte amuzant sistem, deoarece la ei, la fel, este ardere integrală la toate deșeurile, iar resturile care rămân, ei le folosesc pentru a crea noi insule și să-și extindă în timp suprafața țării din contul apelor, respectiv iarăși ecologia are un surplus și asupra beneficiilor naționale. Pentru că ați studiat, da, dar pentru că ați studiat problema respectivă, se primește vreun produs finit în urma arderii gunoiului sau doar cenușa care, unde o folosim? M-ați spus, iată, facem gips? Da. Deci, ținând cont că are loc arderea inițială la tot masa care este, după care se folosește procedura de utilizare a magnetului pentru a scoate metalele, însă metale sau sticla deja pentru o altă procedură, însă cenușa dată are mai multe utilizări. În funcție de materia inclusă inițial, această cenușă poate fi utilizată în diferite direcții.
prima dintre însele este, se presează să face în formă asemănătoare cum este cărbunele, pentru a fi utilizat ca materie primă în domeniul construcțiilor drumului, după care este o bună parte din el se folosește în industria cimentului pentru a amesteca și a crea substanța viscoasă, dar se mai folosește în unele cazuri și pentru curățarea drumului în perioada de iarnă, pentru iarăși a nu folosată de mult nisip. Nu este problemă cu el, în primul rând, nereprezentând o substanță toxică, el este cenuș. Din totală masă rămân undeva 2-3% din greutate. Respectiv, el se folosește pe larg în alte domenii, toate serviciile municipale pot utiliza această substanță și în alte domenii. Nu există o problemă din punct de vedere ecologic. Atunci, de ce nu implementăm? Care este părerea dumneavoastră? La moment, stațiile, ceturile din Chișinău nu sunt dotate cu filtrele de bază, pentru că noi s-au utilizat câteva luni în urmă păcuri, așa am simțit toți efectul că nu are capacitate de filtrare cum avem nevoie, însă investițiile suplimentare în sistemul de filtru, dar și în sistemul de artere, pentru sistemul de distribuție rămâne același. S-a încălzit apa și s-a pompat și s-a mai departe. Problema e în sistemul de prelucrare, de livrare, deoarece până la moment gazul vine sub o formă gazoasă și el arde. Însă deșeurile menajere au o formă fizică, să spunem, palpabilă, respectiv este nevoie de alt sistem de transportare și livrare. Însă este construcție deja certificată internațional care trebuie să anexat, de reformulat, recreat sistemul de ardere, dar și foarte important este sistemul de filtrare. Investițiile noastre spune că ar dura ani de zile. Toate tehnologiile există, testate internațional și exact aceeași tehnologie, exact aceleași utilaje trebuie implementate și în Moldova. Adică nu inventăm bicicleta? Nu, la sigur, ținând cont că pe glob sunt mii de astfel de stații de ardere, nu o să fie Moldova o excepție negativă. Domnule Roșcoi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și mersi mult pentru dialogul care l-am avut în prima parte a emisiunii și în partea a doua. Eu vă mulțumesc și sper să mai revenim la acest subiect. Prieteni, vă reamintesc că am discutat cu Denis Roșca, doctorand în economie. Am discutat despre niște, eu aș spune, hai să spunem, niște metode inovative de a salva mediul și a salva Republica Moldova din multă cheltuială. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu, ascultătorilor, le reamintesc că ne reauzim după generic. Eco Monitor. Prieteni, vă reamintesc să ascultați Ecomonitor pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei. Astăzi, în cadrul Ministerului Mediului, au fost organizate consultări publice referitoare la regulamentul privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor. Svetlana Bolocan, șefa Direcției Politici de Management al Deșeurilor și Substanțelor Chimice de la Ministerul Mediului, a declarat următoarele. Deci astăzi am avut într-adevăr consultările publice încă o dată până la promovarea acestui regulament pentru ședința guvernului și respectiv astăzi au fost punctate niște necesități care și așteptări care sunt vociferate de către asociațiile producătorilor din sectorul agroalimentar, pentru că acolo sunt unele momente care sunt mai sensibile și necesită fi realizate unele investiții. De fapt, eu, ca să așa să fac o evaluare, consider că a fost o discuție amiabilă și destul de constructivă, n-am avut careva reflexii negative, au fost, deci sunt toți de acord că trebuie să ne liniem la directivele europene, să ajustăm cadrul legal, să creăm condiții pentru piața națională. Cel mai mare interes a prezentat și, de fapt, au abordat-o ca o problemă și ca o necesitate, subvențiile care pot fi acordate în condițiile în care agenții economici care vor plasa unele instalații pentru eliminarea, zicem, deșeurilor din sectorul agroindustrial, pentru că procesarea unor produse necesită și partea finală a acestui proces. Deci, la acest aspect am menționat
dacă există un acord, un program deja care a fost acceptat de către minister, negociat cu, deci, cu partea europeană și ratificat de către Parlament programul LIFE, care va putea ulterior să vină cu suport în dezvoltarea, zicem, activităților economice care trebuie să diminueze impactul asupra mediului. Dar, nu în ultimul rând, aceste aspecte au fost reflectate sub, din perspectiva altor reglementări, pentru că astăzi regulamentul nu setează costuri, taxe, dar se integrează în alte reglementări care vin să completeze cadrul juridic la următoarea etapă. Dar astăzi, deci, așa cum s-a discutat, deci preocupările au fost axate anume pe tipurile de deșeuri care pot fi valorificate. A fost adresat o întrebare referitor la valorificare energetică a uleiurilor, deci probabil cum se știa mai detaliat că există deja o act reglementare care vizează valorificarea și procesarea uleiurilor tehnice și respectiv fracțiile care nu pot fi valorificate alte pot fi integrate în, deci, în sectorul energetic sau să fie utilizate ca fracție care nu are alt soluție pe piața actuală. Dar condiția principală și eu consider că astăzi, deci, ceea ce am discutat, scopul l-am atins, ministerul și-a atins scopul, a adus acest mesaj încă o dată către părțile interesate. În același context s-a specificat că pe viitor, deci venim cu informare suplimentară, care categorii, cum și când sunt aceste prevederi aplicabile, ca să fie înțeleasă pentru toate categoriile de subiect de drept și respectiv și cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că acest lucru este benefic, dar nu vine în detrimentul mediului. Cine a fost mai activ, business-ul sau reprezentanții ONG-urilor sau reprezentanții științei? Vreau să zic că reprezentanții științei au ne-au dat careva, niște propuneri de rectificare a actului atunci când a fost lăsat pentru consultări. Cei din mediul de afaceri au venit, bineînțeles, cu unele concretizări. Ei au fost un pic mai activi pentru că cei ce au de făcut și ei în domeniul care gestionează și trebuie să respecte cerințele de mediu, sunt preocupați cum aceste tehnologii vor fi și cum aceste reglementări vor fi aplicate. Stimați radioascultători, iată ne ajungi la finalul emisiunii. Sunt Alex Nisteriuc și ca de obicei vă urez o zi cât mai verde în continuare. Numai bine! Eco Monitor. Vocea Basarabiei îți spune ce trebuie să știi despre natură și mediu. Eco Monitor. De luni până vineri cu Alex Nisteriuc.